Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri pe fifaultimateteamcoins.com. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Pokémon Ultimate Team. Da, haideți să căutăm repede un oponent să nu mai o lungim prea mult, să vedem ce găsim. Sperăm că o să câștigăm și că o să avem două evoluții din nou, bineînțeles. Iată că am găsit un oponent. Iată că avem hiturile asemănătoare, ciudat. Premier League, ia să vedem ce echipă are, normal din Premier League, Mirala SKM, what the fuck. Ivanovic, da, Sturridge în atac, asta nu prea-mi place, Sturridge e foarte bun, trebuie să am grijă acolo la el. Dar am acum fundaș central bun, la fel și cei laterali sunt destul de ok. O Walker, foarte frumos a scos acolo. Nasol cu echipele astea de gold. Parcă era mai frumos cu cele... Când era mai mult silver în echipă. Și acum Young! Finesul! Dezastru! Dezastru! Vermalen scoate acolo la Fletcher. Recuperează bine Rooney. Altidore, lent, în draci. Mamă, ce l-am luat eu pe ăsta aici? Fellaini. Fellaini. Opa, o pasă bună în echipa mea. Așa ceva. Young. Young acolo. Venise bine Altidore. Dar până se mișcă Young. Oh, scapă cu... Lamela mai rapid decât Young, băieți. Asta se poate întâmpla în FIFA. Deci așa ceva e bine pentru noi. Ia să vedem. O centrală lui Lampard și Cahill acolo ratează. Sturridge, este gol. Înscrie după bâlbâială în apărarea mea. Apărare care se pare că nu e bună, chiar dacă s-au făcut evoluții acolo. Incredibil. Fellaini. Aruna Kone. Și pleacă bine acolo Miralas. Hai să poate vedem o centrare bună către Altidore. Dacă s-ar duce în careu mai repede, ce bine ar fi. Spre el se duce mingea. Însă Vermaelen. Nici o șansă nu-i dă lui Altidore. Lamela acolo. Pasează la Sturridge. Foarte bine David Luiz. Miralas. Walker și acum Altidore, Rooney. O, pasă bună către Kyle Walker. Altidore se duce în careu. Spre el se duce mingea acum Altidore. Vermaelen din nou e acolo. Bă, deci jur că n-ai cum să-l bați pe Walker la cap, pe oricine ai folosi. Poate un Benteke. Și acum Altidore. Ai, ai. Na, să-l pui pe Altidore o namilă de jucător să facă foarfecă pe... Nici dintr-o sută de încercări nu cred că nimerea poarta. O, foarte bine Rooney. Rooney, un șut acolo! Se zgude bara și acum Wayne Rooney distruge bara acolo și poarta și adversarul odată cu acest șut senzațional. Huu, ce bombă a trimis Wayne Rooney. Bară, gol. Și 1-1, un golasso de excepție. Expediat acolo de Wayne Rooney, care totuși rămâne un jucător bun, chiar dacă greșește el pase. La șut Walker, să vedem o pasă către Altidore, foarte bună. Iată ce pasă dă Walker. Ia să vedem Altidore acum. Altidore, foarte bine driblează Altidore cu exteriorul hard, respinge Rooney acolo, ajutat la recuperare oarecum. Miralas către Fellaini. Fellaini. Cum să joci bine împotriva lui Fellaini? Îți cumperi drujbă. Simplu. Altfel se sperie și... Și poți juca liniștit. Foarte bine. Aruna Kone. Aruna Kone, finesul. Doamne. Doamne, ce șut. Ia să vedem. Recuperează Ashley Young. Ashley Young, finesul, finesul, bară, bară și Rooney, Wayne Rooney profită acolo și înscrie. Bara a deviat mingea direct în piciorul lui Wayne Rooney, dar și el s-a dus bine acolo, parcă a știut, parcă a știut el ceva. Superb, Wayne Rooney face 2-1 și reușește dubla. Intrăm în avantaj, sperăm că o să dominăm până la final și că o să facem un scor mai mare. Ca să vedeți și voi goluri, nu-i așa? Oh, recuperează Ashley Young, foarte bine. Aruna Kone, dă o pasă bună. În sfârșit ceva util de la Aruna Kone. Ashley Young pierde în fața lui Vermaelen.
E Dumnezeu pe pământ, Vermaelen ăsta la el în echipă. Rooney! Rooney! Ua, dacă intra și asta, era clar. Rooney, ope, clar. Opa, ce face? Deconectează? Cred că face vreo schimbare ceva, ia să vedem. Intră Nasri în locul lui Fletcher. Nu știu de ce n-a jucat cu el de la început. Totuși e Nasri. Și mai bun decât Fletcher, bineînțeles. O, Miralas, recuperează acolo Miralas, direct în Cahill a tras. Altidore, bună pasă acolo la Rooney. Venea Cole acolo foarte bine și aș fi centrat. Altidore probabil s-ar fi dus în careu. Și pericol acum, Miralas, Miralas, opa. Foarte bine, Company. Davi Luiz îi pasă să dire lui Sturridge. Bravo, Luiz, bravo, iată că șutează în Willian. Oh, God, Willian e cel mai bun fundaș al meu. Trebuia să-l iau în locul lui Company acolo. De ce morții, mă, am ținut în bandă, futu-s drasa, mătii de joc handicapat ce ești. Am ținut să se ducă la ăla în bandă. De ce Zlobos s-a dus direct pe centru? Iisuse Hristoase, jocul ăsta e handicapat rău. Bun, dar... O, nu, o, nu, David Luiz depășit la Mela, va fi fault. Este lovitură liberă, cred, și nu se dă nimic. Mulțumesc, arbitre, cred că i-a rupt tibia. Dar, na, nu-i nimic. A, da, direct la Joale fără minge. Superb, bravo, David Luiz, nu se dă nimic. Lovitură liberă, am scăpat ieftin, foarte ieftin. Dar, iată, Ceh acolo, o intervenție senzațională. Ne scapă astfel de un gol. Deci mi-arată reluarea, dar ce să-i văd pe aia? Doamne ei, doamne ei. Jocul vostru e cretin. Ceh boxează foarte bine. Ashley Cole. Acum din nou Ashley Cole. O pasă bună către Aruna Kone. Șutează. Poarta goală. Gol. Miralas 3-1. Da, două goluri diferență. Se pare că... Cred că ăsta o să fie scorul final. Foarte bine însă s-a demarcat acolo Aruna Kone. Mă surprinde acest jucător. Să nu spui că deconectează acum, ar fi cea mai proastă decizie ever. Adică e minutul 90. Dacă cred că face o schimbare ceva totul pentru atac sau eu știu. Sunt curios ce va face, tare curios. Face, da, o schimbare, ia să vedem. Visează tipul. Îl bagă pe Remy, îl bagă și pe SID. Slabe șanse, prietene. Sturridge e mai bun decât Remy, asta e clar. SID. Și Willian e mult mai bun decât SID, asta e clar. Din nou. O, pasă bună acolo, Kone. Pică, normal, la fiecare contact. Cred că la cel sexual face comă și își rupe două, ambele picioare. Da, își rupe două picioare, pentru că el are mai multe. Quick e un geniu. Quick 2014. Trebuie să fie citat. Ce am zis eu mai devreme. Își rupe două picioare. Bun, hai să ne Miralas. Altidore, spre să ce minge. Altidore are forță, dar Sania are experiență. Da, final, băieți, câștigăm și încă două noi evoluții în probabil penultimul episod. De fapt, sigur, ăsta este penultimul episod. Da. Haideți să dăm aici skip. Rooney omul meciului, clar, două goluri și niciun asist. Da, își dădea asist singur. Din nou, Quick 2014, citat. Să vedem. Am dominat în afară de posesie, bineînțeles. Bine, nici acolo n-a dominat el pentru că a fost foarte strânsă posesia, 51-49. Da, hai să facem evoluțiile acum. Să vedem, însă mai întâi să vedem ce numere pică. Asta este lucrul pe care trebuie să-l aflăm prima dată. Între 1 și 3. Ok, să vedem. Primul număr este 1. Pleacă, Kone. Aleluia. Aleluia. Și 2, te rog. 2. Alai, tată. Alai. Genial. Pur și simplu genial. Rămânem cu Miralas, care este un jucător bun. Scăpăm de rapițele din atac. Asta e excelent. Pur și simplu excelent. Presupun că n-are rost să mai numărăm, așa că o să-i scoatem pe ăștia 1 și 2, bineînțeles. Și hai să vedem pe cine să aduc aici. O să-l iau... stai să iau din BPL, logic. Berkeley, așa, Berkeley. Bun. Eto, bineînțeles, trebuie să luăm pe tot. Și ce mai am pe aici? Benteke, să luăm pe Benteke? Cum să nu luăm pe Benteke? Adică e Benteke. Benteke și Eto în atac. Excelent, hai să-i dăm și un contract lui Miralas și să încheiem acest minunat episod, penultimul, din păcate. Episodul viitor va fi ultimul, astfel echipa va fi completă, iată cu ce fitness am jucat eu. Wow, sinistru. Hai să dăm aici, nu cred că trebuie să dau din asta, dar hai totuși. Am destule, da,
Miralas rămâne ultimul jucător. Să vedem. În cine o să-l evoluez? Să vedem. Asta este încă incert. Nu știu pe cine. Dar echipa arată aproape complet strălucitoare. E aproape strălucitoare complet. Miralas strică puțin aici peisajul. Da, oricum e un jucător bun. E un jucător foarte bun, Miralas. Da, băieți, cam asta a fost. Eu sper din tot sufletul că v-a plăcut. Dacă da, nu uita să apăsați butonul de like până îi sar capacele. Eu am fost Quick. Ciao, les.